Dar până atunci, pe final de emisiune, iată, la doar 8 ani a impresionat juriul de la România au talent. Acum are 9 ani, a absolvit cursurile de actorie și urmează să plece în toată Europa la cele mai mari competiții de dans. E prietenul nostru, îl știți cu toții, pe Aris Negoiță! Ești foarte tare! Mulțumesc mult! Asta mulțumesc. E încălzirea înainte de a dansa? Da. Așa v-aș tu toată ziua prin casă, nu? Da. La școală cum merge treaba? Merge foarte bine. Hai să luăm un loc puțin aici pe canapea. În ce clasă ești? A treia. În clasa a treia? Da. Iar tu ești băiatul ăla talentat care a luat Golden Buzz-ul de la Smiley și a ajuns direct până în finală? Semifinală. Păi și apoi n-ai ajuns în finală? Ba da. Păi eu te-am votat, te-am văzut în finală. Mulțumesc, de asta. Mulțumesc. Bate palma că ești foarte tare, Aris. Mulțumesc. La școală ești starul școlii? Da, îmi place că lumea mă apreciază și fac poze prin școală, în mall-uri, în parcuri. Adică și peste tot te vede lumea și zice, Aris, o poză, facem o poză, nu? Da, și îmi place că sunt într-un fel modelul lor. Și nu mai stau pe telefoane, cum am spus și la România au talent. Și îmi spun, primesc foarte multe mesaje, în special de la copii, în care îmi scriu că s-au apucat de dansuri și fac mai multe lucruri de care se temeau înainte. Adică tu ai dat, cum să zicem, un trend așa, da? Copii, da. Un exemplu, faceți mișcare, faceți dans, că e mai sănătos, nu? Da. Pleci în Italia săptămâna viitoare? Da, plec în Italia la un concurs de dancehall. După săptămâna viitoare plec în Paris. Da, și apoi viitoare. Apoi în martie. În martie, adică am ajuns în martie. Martie. Da, în martie plec în Bulgaria tot așa la un concurs. Și după aceea tot în martie plec în Grecia. Păi și la școală te mai duci? Da, când mai sunt timp. Liber, da. Adică nu sunt plecat în străinătate, mai merg și pe la școală. Să știi că ești un băiat foarte talentat și mă bucur că știu că ai făcut și școala de actorie sau te-ai apucat de școala de actorie sau ceva cursuri de actorie. Da, m-am apucat de actorie la UNATC, școala de duminică. Și? Și fac cu doamna Dana Rotaru. Adică duminica te duci la școală? La școala de duminică. Păi și școala de duminică nu e duminica? Ba da. Și te duci duminica la școală? Da. Bă-ți-mă, palma, că dacă și râzi și te bucuri, asta e tot ce contează. Vreau să le spun oamenilor să-ți dea follow pe Instagram, da. Pentru că am văzut că ai și postat că vii astăzi la noi la emisiune. Mai da. Explică-le încă o dată cum este contul tău, nu de alta, dar lumea să-ți dea follow acolo și să știi că, uite, o să-l punem și pe burtieră ca să te vadă cât mai multă lume. Deci dați follow la Instagram, că nu-mi place că am scăzut. Am 23.000. Doar 23.000? Am scăzut de la 24.000. Da, și așa că dați follow la Aris Negoiță. Aris _ Negoiță. Deci cum? Aris _ Negoiță. Aris liniuța aia jos, Negoiță, da? Da? Negoiță. Aris liniuță jos, Negoiță. Da. Deci și pe TikTok? Da, și pe TikTok la fel, tot Aris Negoiță, dar fără _. Perfect, haideți să dansăm. Ce dansăm acum? Dansez o coreografie în totalitate făcută de mine. Deci coreografia asta e făcută de tine? Da. Boy! Și? Și mixul făcut de tati. Bravo, deci tati a făcut piesa, a mixat, iar coreografia da. E făcută cap-coadă de tine? Da. Super, bravo, mă bucur mult de tot, Aris. Ești senzațional, ești un puș foarte talentat, ai 9 ani și mă bucur că astăzi ești la noi la emisiune. Ai fost înainte la coafor? Nu, mi l-a făcut tati, puțin mi l-a cu placa? Așa, sau, da, cu placa. Cu placa, am înțeles, nu? Cu da, placa, arată, cu ondulatorul. Cu ondulatorul, arată foarte bine. Unde e tati? Că mă duc să mi-l fac și eu cu ondulatorul imediat. Perfect, Aris dansează, dați-i follow pe Instagram. Aris, liniuță, jos, Negoiță, un băiat senzațional. Iar noi ne vedem mâine la ora 3, ce credeți? Până atunci pe Instagram, Cătălin Măruță și să nu uităm că imediat după emisiunea noastră vă prezentăm meniul, avem știrile Pro TV de la ora 17 și apoi ce spun românii cu prietenul nostru Cabral. Iar acum Aris Negoiță vă arată ce înseamnă să ai dansul în sânge. Seară frumoasă! Just watch for Givenchy shoes, then he bell must match. Gucci loafers with a top top. Money now we got, you got a black cut. Who I know, bum belly with a glass back. When a bass song play, we say pull it up back. Everybody show, yeah 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 yeah. Boots slow, drunk, drunk. Yo, we a wild, then I show, yeah 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 yeah.
What? 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 This is America. Don't got you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. What? Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Hey! 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 That's my alias, my jury making sure I eat Madonna. I am no pretender. Whatever I pull out the driveway, it is not on.